În episodul de azi o să creez Brookhaven de Halloween. Bună! Am creat un nou Brookhaven de Halloween, special doar pentru tine. Nu uita să îi dai o notă și să vedeți cum i-aș fi dorit eu să fie update-ul de Halloween. Bun, sunteți pregătiți? Sper să rămâneți uimiți și să vă placă. Și cine știe, dacă vă place, poate o să postez harta aceasta de Brookhaven de Halloween. Ok, mi-am luat ținuta potrivită și am creat absolut tot ce vedeți. Am pus acest cer care mi se pare mie super potrivit de Halloween. Am pus copacii aceștia cu mov și portocaliu, dar ce am făcut eu diferit față de update-ul normal din Brookhaven? Am creat un festival de Halloween. Da, mi-ar fi plăcut să fie așa în Brookhaven. Haideți să vedeți. Am pus acolo sus Happy Halloween, Halloween fericit. Și avem aici niște copaci din ăștia fără frunze, pentru că toamna cad frunzele și octombrie este toamnă. Deci în octombrie este anotimpul de toamnă, așa că ar fi drăguț să se vadă treaba asta în Brookhaven. Avem aici tot felul de bostănei din aceștia aprinși. Dar ce mai avem? Am pus aici un fel de terasă. Terasă unde poți să stai să mănânci cu prietenii în Brookhaven, să îți cumperi tot felul de mâncăruri și dulciuri delicioase, bineînțeles de Halloween. Uitați-vă aici, avem prăjituri, gogoși, brioșe, puteți să faceți și cadou. Avem aici cutie de cadou, vedeți, cu elemente de Halloween. Așa, ce mai putem să facem? Să ieșim cu prietenii la o terasă, mâncăm o pizza specială, bineînțeles, tot așa de Halloween, cu niște păienjenei din ăștia super tari. Sau ne putem așeza la altă masă și avem o decorațiune din asta cu o fantomiță. Adică mi-ar fi plăcut ca să se întâmple așa ceva, să adauge decorațiuni pe masă și în casele din Brookhaven. Aici avem lumânări, foarte drăguți, și o masă festivă cu prietenii de Halloween. Vedeți aici tot felul de plăcinte și bunătăți specifice Halloween-ului. Ok, ce mi-ar mai fi plăcut mie? S-a adăugat mașină, bineînțeles, de Halloween, știți, acelea pe care le deblocați. Am păstrat-o și eu aici, pentru că este mașina de festival. Cu această mașină să aducem dulciuri speciale de Halloween. Haideți să vă arăt. Am mai pus aici, bineînțeles, niște dovleci pline, pline cu dulciuri. Ar fi fost tare să fi putut să venim să luăm aceste decorațiuni cu dulciuri de aici, ca și cum am fost la colindat. Bine, avem ceva similar în Brookhaven, dar mi-ar fi plăcut să le iau de aici, din centrul orașului, să fie un fel de vânătoare de comori, dar cu dulciuri. Ok, avem măturici de vrăjitoare aici și cireașa de pe tort. Ar fi așa, o statuie cu o fantomă ținând doi bostani din aceștia foarte tari. Adică mi-ar fi plăcut ca în centrul Brookhaven-ului să existe așa ceva. De asemenea, în jurul fântânii am pus tot felul de bostani, găleată cu dulciuri, paie, să semene cât mai mult cu un festival. Când ne așezăm aici, avem un tort festiv cu lilieci. Deci eu zic că arată foarte, foarte tare și mi-ar fi plăcut să fie creat Brookhaven-ul în felul acesta. Să fie creat sub formă de festival. Am pus acolo și o lumină din aia creepy. Să-mi scrieți în comentarii cum vi se pare, însă trebuie să vă arăt ceva foarte tare. O să mergem la cimitir, pentru că acolo am creat ceva special pentru voi. Ce mi s-ar fi părut mie tare să adauge în cimitirul din Brookhaven. Pregătiți? Haideți cu mine! O să vedeți, o să fie super, super tare. Doamne, și cerul, eu zic că este super fain. Îmi place lumina aceasta pentru Halloween, mi se pare perfectă.
Și acum ajungem la cimitir. Și vedem așa, de la intrare, niște bostănei. Adică mi-ar fi plăcut să pun așa niște bostani din ăștia cu gură, așa, sculptați. Foarte, foarte drăguț, nu? Și ca să intrăm așa pe rebeliune, să pun o cimitire din care să iasă așa, de fapt pietre de mormânt, din care să iasă tot felul de mâini sau de ce nu să se plimbe zombii pe aici prin cimitir. Mi s-ar fi părut foarte, foarte tare. Vedeți cum am pus și eu aici această piatră de mormânt și bineînțeles iese o mână de acolo care încearcă să te prindă. Mi s-ar fi părut foarte tare să adauge ei treaba asta. Sau am pus aici un fel de om spirit, un fel de fantomă spirit din care ies așa niște chestii de Halloween, niște bostani. Mi-ar fi plăcut tare mult să adauge asta în Brookhaven. Bine, o să mai merg să vă mai arăt odată acolo în centru, să vă arăt partea mea preferată din hartă. Dar cred că este partea cu fantomița și da, mie îmi place faptul că am pus acolo o terasă. Adică ar fi fost tare să pun așa pe perioada Halloween-ului un loc unde să ieși pe lângă mall, pe lângă restaurantul acesta, magazinul de înghețată, mult obișnuit. Ar fi fost tare să poți să vii așa la o terasă, să fie doar pe perioada asta, nu? Să stai aici frumușel. Uite că mi-a căzut o farfurie pe jos. I-am dat cu piciorul. Da, mie mi se pare foarte drăguț. Îmi place mult acest bar. Ar fi fost o idee tare să fi pus. Și cum spuneam, această fantomiță. Mi-ar fi plăcut să pună elemente din astea în Brookhaven-ul real. Da, cu siguranță fantomița aceasta este preferata mea. Voi să scrieți acolo în comentarii care parte din harta creată de mine este preferata voastră. Și bineînțeles, dacă aveți alte idei, adică dacă v-ar fi plăcut să fi fost un pic mai altfel Brookhaven-ul real, să scrieți ce v-ar fi plăcut să vedeți, pentru că poate eu o să creez pe hărțile acestea speciale făcute de mine și o să adaug din ideile voastre, bineînțeles. Dacă v-a plăcut, aș aprecia bineînțeles să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi minunată și frumoasă ca și voi. Nu uitați că noi ne reauzim în fiecare zi cu episoade super tari doar pentru voi. V-am pupat! Ciao!